în această perioadă găsiți reduceri în mai toate magazinele, așa că e momentul potrivit să mergeți la cumpărături și să vă reînnoiți garderoba. Și bineînțeles, acum puteți să faceți și economii, pentru că vă puteți cumpăra piese vestimentare pe care le veți purta în lunile de iarnă sau de ce nu la începutul primăverii. Mai multe sfaturi însă despre cum puteți să mergeți la cumpărături și să rămâneți și cu banii în buzunar ne oferă Blandiana Horațiu, consultant de stil. Înainte de a pleca de acasă, trebuie să avem în vedere două aspecte. Unu, să ne îmbrăcăm comod, să fim ușor de îmbrăcat, dezbrăcat, că o să avem treabă în magazine. Și al doilea ar fi să stabilim un buget fix, ca să nu riscăm că mergem în magazine, vedem diverse chestii care ne fură ochiul și noi le luăm fără să ne gândim, băi, nu, am depășit bugetul, stop. Tot acasă ar mai trebui să ne facem temele, adică să facem o listă cu cine am dorit să achiziționăm din magazine în perioada asta. Dacă nu facem această listă, există riscul major de a merge în magazine, de a ne fura ochii tot felul de alte articole, cărora noi nu le simțim lipsa în garderobă și atunci ne trezim că ajungem acasă cu articole pe care nu le doream, dar care au fost reduse. Specialiștii spun că în perioadele de reduceri nu trebuie ratate piesele de bază ale garderobei, o cămașă albă, o pereche de blugi clasici, celebra rochie neagră sau sacourile clasice care pot fi de mare ajutor în orice sezon. Articolelor clasice, vă recomand foarte tare o cămașă albă. Niciodată cămașă albă nu va ieși din modă. Tot în categoria clasicelor, avem și o cămașă neagră, de voal sau de viscoză, mai există opțiunea. Pantalonii albi sunt clasici, vi arătăm dată și ar fi foarte ușor de achiziționat la reduceri. Așa, pantalonii negri, de care vă spuneam și anterior, și aceștia intră în categoria clasicilor, sau mai avem varianta tot pantalon de stofă, pepit. Putem avea în vedere și articole pe care să le purtăm în toamnă sau în primăvara viitoare când se face mai răcoare și atunci putem trece la sacouri, putem lua un sacou negru, tot așa cu un croi destul de clasic. Perioadele de reduceri din magazine pot fi o bună oportunitate pentru cumpărături de haine ce pot fi folosite la evenimente mai pretențioase, spune consultantul de stil. Dacă e să facem cumpărături inspirate, recomand de foarte multe ori să gândim în timp, respectiv să ne gândim, băi, eu de revelion ce voi purta? Și atunci foarte ușor putem alege ce găsim acum pe piață la reducere, bineînțeles. Așadar, avem o rochie temporală cu paiete, o putem purta de revelion, și o putem purta și în primăvara sau vara viitoare la un eveniment mai sofisticat, respectiv la o nuntă, un botez, depinde. Dacă e să le cumpărăm la preț întreg, ele sunt undeva între 30, 50, 70% mai scumpe. Reducerile au două perioade. Dacă mergem și luăm în prima perioadă de reducere, avem reduceri între 30 și 50. Mai apoi intră perioada de soldări, unde avem reduceri 50-70%. Deci este substanțială reducerea și chiar putem face economii.